S-au interzis manelele, nu mai pot fi difuzate pe nicăieri, la radio, la televizor. Cum vezi tu lucrul ăsta? Păi, pentru noi tinerii, este tot felul de prostii, nu prezintă bine prostiile, mai ești pentru cei mici. Adică ți se pare o măsură bună sau rea, faptul că s-au interzis? O măsură bună asta, într-un fel, că nu mai e... Cred că e o prostie și manelele astea erau bune. Pe ăia care a făcut lucrul ăsta, a luat-o rău din loc. De ce? Eu sunt manelist, îmi plac manelele, iubesc manele. De ce? Că asta e mie îmi place manele, că iubesc pe Florin Salam, Nicolae Guță, Florin Pește, toți maneliștii știu. Îți plac manelele? Nu, îmi place, ascult așa manele, ascult. Dar de ce îți plac? Asta încercăm să aflăm. De mic copil îmi plăcea să ascult. Adică mi-a zis unul să nu ascult house, ceva prostii, dar ascult o manea, așa mai rar. Când am auzit, am stat pe gând câteva minute, eu să ascult manele. Am ascultat manele așa? Și îmi plăcea manea. Și îmi plăcea manele. Ce ai ascultat prima oară? Am ascultat prima dată, era mai vechi, așa, mai... Știu cum o chema pe aia, mă, că nu mai țin minte, că țineam, stăteam pe limbă. Dar îmi place manelele, că îmi place să ascult. Tu asculti manele? Uneori, dar nu prea îmi place așa. Ce-ți place la o manea atunci când o asculti? De ce o asculti? Când sunt supărat, când am așa anumite faze de stresare, de supărare. Atunci asculti. Te ajută muzica asta, nu știu, să treci peste supărare? Uneori. Uneori. Am înțeles. Tu o folosești ca un tratament, nu maneaua asta. Da. Îmi place tot ce cântă Florin Salam. Așa. Jean de la Craiova. Și ăsta de la... Ce vă place cel mai mult? Ce să-mi placă cel mai mult, adică... E cu o e bun. Deci, muzica clasică, adică operă. Operă, da. Prea îmi place că prea cântă deja ale, prea... Îmi place să ascult, dar mai rar. Cum adică deja ale? Adică... plânge, băi la trenă și ce pe ăla să ora, că e pe acolo, nu mai... Nu-ți place asta? Nu. Cum îți place să fie muzica? Mai cum? Așa, mai amuzantă, de asta de... de ascultat, adică manele îmi place, că îmi place mult de petreceri sau manele. Ce apreciați la ele? Nu știu, mesajul, versurile, ce-i... Nu, mie îmi place zângănitul din instrumente. Așa. După aia sunt foarte multe care îmi plac cuvintele. Da. Noastră vă plac, spuneți? Păi normal. De ce vă plac dumneavoastră? Păi pentru că îmi plac. Cum ar fi să oprească opera sau orice. Opera vă place? Păi îmi place și opera, dar să fiu singur în casă. Decis. Îmi place mai asta, că e nu fără de o prostie, dacă... Păi asta, de dragoste, de-astea, nu... Au și părți rele manelele și părți negative? Da, pentru cei mici. Adică? Păi uneori când e cu prostii, când interzici pentru copiii cei mici, dacă... Că... De ce să nu dea? Spune-ți. Să le dea, ce are, că e frumoasă, ce are? Te-ai gândit să cânti vreodată sau n-ai voce? Aș vrea să cânt, dar toată lumea îmi zice că sunt male, zice că sunt Guță, Salam, așa îmi zice ăștia pe stradă, pe aici, pe în zonă. De ce spun așa? Păi tu ai voce? Am voce, dar eu am... Ia cu microfonul și cânta ce-ți vine, poate vede cineva. Am o melodie mai veche, așa. Hai, zi-o pe aia. Beau și noapte și zi cu frații mei șmecherii. Beau, nu mă mai opresc, cu frații mei mă cinstesc. Și... Aveți runa preferată? De la Salam, să spunem. Da, nu, mie îmi plac toate. Că n-am înțeles, îți plac sau nu-ți plac manelele? Îmi place, dar nu îmi place asta, mai așa, mai... Mai cum? Că nu înțeleg. Mai cu prostii, mai așa. Îți plac manelele mai, nu știu, mai... De dragoste, asta, balade astea.